Ok, de salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Counter-Strike Global Offensive. Astăzi jucăm 1 vs 1 alături de un Legendary Eagle. Dăm start. Oh my god, train. N-am mai jucat de niciodată pe mapa aceasta, deci o să fie ceva complicat și pentru mine. Poate pentru el, nu? Pentru că el e Legendary Eagle și poate știe mai multe mape decât mine, dar hai să vedem. Sunt foarte emoționat, bă, frate, ești nebun. Jocul Legendary Eagle 1v1. What the fuck are you doing, man? Ok, merg la Tero. Hai să vedem dacă îl batem pe tipul ăla, mai avem șanse astea, știi? Bot, iunță. Bot, kick. Hai să intre boss-ul. Zero. Bun, what the fuck are doi. Ok. Mi-am dat pe mâna stângă când am jucat competitiv, că, na, dar așa vreau să mă concentrez foarte tare. Și să intre și domnul Legendary. Bun. Ok, stai așa. Gata, a intrat la Tero. Hai să vreau să joc la sunet, de ce să dăm mai tare sunetul? O să mi-am bis 20. What the fuck? Așa. Hai să vedem. Trebuie să ne concentrăm. Cred că l-am luat. Ok. Hai să vedem, mă, dacă îl batem pe tip. Eu zic că putem dacă ne concentrăm foarte, foarte tare. Deci o să mergem la B. Dacă ne concentrăm și jucăm ca lumea, nu ne prostim, eu zic că da, îl putem bate pe legendariul ăsta. Mi-a trebuit să ne concentrăm. Vine aici. Îl auzim când dă defuz în caz de vrea să dea. Oh my god, minus 62. Ok, n-ai ce să zici. GG, ninja. O jucat bine la faza asta, n-ai ce să-i spui. Chiar foarte bine jucat. Oricum e Legendary fucking Eagle, n-ai cum să zici că nu a jucat bine sau ceva gen. Hai să ținem în minte unde plantăm bomba. N-avem ce să fac. Bă, dar n-am ce armă să iau, frate. Mi-au P90. Hai de data asta la A, pentru că la aia nu poate nu se așteaptă. Faza asta chiar n-a fost atent oricum. Terrorist win.
E am zis aiurea că am lag, știi, pe femeie mei, nu mă simt și eu prost acum, na, știi? Băi, trebuie să ne concentrăm, bă, frate, trebuie să ne concentrăm. E un Legendary Eagle, până la urmă nu era încă așa de mare, nu? Zic și eu, ha, rect. Ok, de când intrăm în A, mergem cu shift-ul. Trebuie neapărat să... Oh my god! OMG. Dead, look, dead, stai. Nu, dead. Now is the time. Dead aim. Dead aim. Ok, hai că l-am bătut și noi o rândă. Are fucking AWP! Ok, hai că avem AWP acum. Deci în sfârșit nu ne mai poate face nobii. Oricum mi-au jucat destul de bine și eu și el. I'm throwing a grenade. Unde mai tipul ăsta? Oh my god, ce m-am speriat! Ok, mă, hai să facem așa. Luăm și noi SG atunci și luăm și un Tech 9. Așa, hai să jucăm așa atunci. Să jucăm cu Tech 9 și noi. Ah, dar fuck, el cu ce a jucat, mă, când n-am văzut? Cu MP, cred că a jucat el. Fuck, și-am iamat SG, mă. What the fuck, unde am aruncat? Singura fază e el că se ascunde, e el că se ascunde foarte bine, știți? Se ascunde foarte, foarte bine. Ați văzut că eu m-am uitat pe acolo, nici măcar nu l-am văzut. Și după când am vrut să-i dau plant, pum, headshot. N-am avut ce să-i fac atunci, chiar n-am avut ce să-i fucking fac. Adică tipul se ascunde bine. Opa. Uite, l-am bătut și... Oh! M-am sinucis ca prost, what the fuck? Poate-l batem, ar fi chiar tare. Let's play, dude! Și până acum... Haide... G fucking G-nav! E, n-am, e Legendary Eagle, frate, dar Legendary nu joacă, mă, ca Silvery, mă! Nu joacă, asta e... Asta e fucking e, mă, nu joacă Legendary ca Eagle-ul! Cică nu joacă Legendary ca Eagle-ul. Ok, bă, el are partea lui când e bun și eu am partea mea când e bun. Nu neapărat acum că el are Legendary Eagle, trebuie să fie mai bun decât mine. Da, na, acum știi, puii mei, dacă știi, poate el, puii mei, adică el și adult. Deci, poate n-are timp doar de CSGO toată ziua, vă dați seama și voi. Deci, for fuck's sake, vă dați seama că mai și, na, are el Legendary Eagle cât o jucat.
Și poate fi câștigat și multe meci consecutiv. Și asta e o parte. Vreau să controlez să văd să nu fie pe ei să mă omoare pe la spate, știți? Ok, apare noi aici. L-am văzut! Take a look, man. Hai, come on, ieși. Wow, ce m-ai speriat! OMFG. You fucking scared me. Go, go, go! You fucking scared me. Fuck, am dat ăsta în lăsul ăla. Chiar m-a speriat tipul, adică știi, gen m-a auzit că vin și m-a tras dat un glonț în cap, mamă, și m-am căcat prin el. Acum nu zici, nu poți să zici că e praf, tipul, știi? Chiar joacă bine, dar, na, Legendary Eagle, pentru un Legendary Eagle nu joacă foarte, foarte bine. Oh my god! Cum se ascunde el băjatul. Ok, bă, trebuie să luăm neapărat o armă bună, dar nu avem bani. Fucking money. Ok, fii atent, mă duc și dau ninja plant. Wow. Oh my god. La faza asta chiar a jucat foarte, foarte bine. Ok, mai hai să vedem, dăm acum comeback 10-0, îl fac. Am luat ca prostul Deagle. Buda cea de... What the fuck, beul încolo? Ce mă duc? Unde mă duc eu? Și dă defuse! Fuck you! Ah, fuck, a ieșit! Ok, păi fraților, sper că v-a plăcut acest episod mirobolant de 1 vs 1 cu un Legendary Eagle. Bă, mi-am luat pita, e și logic, e Legendary Eagle, eu sunt Silver Master, mi-am luat pita direct în cap. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod mirobolant. Eu am fost Raul și ne vedem în episodul următoare. Bye, bye!